Cum a murit pe lumea mea de Minecraft Hardcore? Știu, și mie îmi pare foarte rău, pentru că în acest episod am făcut un progres uriaș. Dacă vreți să vedeți ce s-a întâmplat, stați până la final și nu uitați să apăsați pe butonul de like și de subscribe să facem 100 de like-uri. Vă mulțumesc mult pentru tot suportul în ultima perioadă. Mi-era dor de harta asta și nici n-am făcut foarte multe chestii pe aia și îmi place la nebunie. Și momentan avem mult prea puține chestii, așa că aș vrea să mă apuc în sfârșit să terminăm cu itemele astea OP, pentru că astăzi aș vrea să facem un villager breeder, să facem rost de netherite, să mergem în end, să batem dragonul și să facem un portal spre nether foarte, foarte șmecher. În primul rând trebuie să vedem dacă avem niște morcovei și aparent avem. Așa că de data asta o să trebuiască să facem un hău și o să-l facem din diamante pentru că suntem șmecheri. Și știu că foarte multă lume mi-a cerut să mai fac clipuri de hardcore, așa că iată-mă aici și cu harta upgradată pe 1.20. Așa că în primul și în primul rând o să plantez acești morcovei, cred că undeva pe aici pe la lac, ca să pot să nu mă chinui momentan. Uite fix aici lângă bărcuțe o să-l plantăm. Morcovelu, bam! Salut squid. Cred că ți-a fost dor de mine, nu? Salut bărcilor, cred că v-a fost dor de mine, nu? Salut prietenilor, cred că v-a fost foarte dor de mine, nu? Haideți în aventură! A, da. Nu pot să-i folosesc. Eu n-am prieteni. Și acum că suntem fresh, hai să încercăm să facem rost de niște bone meal. Parcă aveam. Uite, 64 de bone meal și haide să creștem morcovei. Mamă, cât de mișto e harta asta și totuși nu m-am ocupat deloc de aia. Și portalul spre nether cred că o să-l facem aici. Dar momentan aș vrea să fac rost de morcovei cât mai mulți ca să pot să fac villager breeder-ul ăla. Hai să vedem pe aici, așa. Cuptoarele astea arată oribil aici, așa că am să le scot, pentru că oricum nu mai am ce face cu ele momentan. Cu siguranță o să fac un autosmelter pe viitor, dar momentan e ok, n-am nevoie. Hai să vedem, bam, 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 bam. Să mai îmi las eu din itemele astea în chest și să mergem în aventură. Știi ceva? Cel mai bine mai întâi aduc villagerii și după îi înmulțesc și o să-mi trebuiască foarte multe paturi. Mamă, și eu de unde fac rost de paturi? Cred că o să ciordez din villagerul ăla niște paturi. Aparent în partea asta este villagerul ăla. Sper că v-a fost dor de seria asta de hardcore și dacă da, nu uitați și voi să lăsați un like, să facem 100 de like-uri pentru acest videoclip. Uite, oi, pleacă de aici, așa. Păcat că n-am niște foarfece la mine, era bine. M-am întors. Ei, uite primul villager pe care să-l capturăm. Ce se întâmplă? Da, bravo, te-ai urcat și eu nu pot să... Cum plecăm noi? No. Oh, doamne, nu, 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 nu. Și acum e timpul să-l ducem pe năsos acasă. Au, yeah. Hai că se pare că am ajuns pe uscat și din greșeală i-am dat și una la villagerul ăsta. Ah, doamne, cât de complicat e să-i aduci pe... Nu vreau să-mi iau falling damage, te rog. Așa, așa. Hai în apă. Yes. Am o problemă. Am scos barca și l-aud pe ăsta, dar nu știu unde e. What? What? Unde ești, vărule? Și ce cu peștii ăia? What? Nicio problemă, m-am întors după altul. Ai urcă și tu în barcă. Hei, mă. Bă, și ăla chiar voia să vină, mă, cu noi. Urcă, 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 urcă. Hai. Bun, hai direct papă, hai direct papă. Bun, 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 bun. Perfect. Și acum încă o dată același lucru. Hai că da. Băi, nene, numai eu pot să pățesc așa ceva. Așa, așa, așa. Da, urcă, mă, undeva. Vino sus. Nu te mai duce în... Bam, l-am adus acasă, în sfârșit. Și acum, nu o să vă plictisești cu următorul la fel, o să... Bam! Uite-i pe amândoi, aoleo, doamne. Și lui ăsta i-a mai dat și una fără să vreau. E timpul să facem area-ul pentru villager breeder. Și să-mi pun și ăsta la loc unde era, nici nu mai știu, lasă-l aici, că i-am ademenit, m-a luat, m-a luat, m-a luat, m-a luat. Doamne ferește. Cred că e timpul, că de mult am vrut. Facem un pic de curățenie pe aici, pentru că pe aici, în zonă, vreau să fină și villager breeder-ul ăla. Și știți ce n-am luat eu din villager?
Și nu se vede bine deloc. Așa că trebuie să și umplem. Deci o să stau aici jos să fac. Uite aici jos să fac. Parcă e mai bine, nu? E, și-am mai arătat eu câteva spoturi, dar oricum o să facem zona asta foarte, 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 foarte mișto. Dar momentan ne mulțumim cu atât, pentru că oricum în episodul următor o să vreau să caut noul biome. Iar momentan, până una alta, probabil o să fac aici villager breeder-ul. Pe bune a început să plouă. Mamă, ce nu suport când plouă. Și acum trebuie să umplem un pic de torțe pe aici ca să nu se spawneze mobi. Oricum arată mult mai bine. Și cum până acum n-am construit absolut nimic în acest episod, trebuie să facem un villager breeder. Și o să-l facem fix aici momentan și m-am gândit la ceva. În primul rând o să-mi trebuiască niște slaburi. Ai de capul meu, nu mai am nici sprusul, nici nimic. Unde sunt toate gălețile mele? What? Stai că nu e ok ceva. Uite mă, sprus leburile mele. Unde sunt toate găleți? A, sunt în ăsta. Ai de capul meu, ok. Nu mai am nici iron, leșin. Și acum, eu mă gândeam la ceva de genul, dar nu știu cum să o fac. N-aș face-o chiar aici, că mi se pare urât. Îl fac aici, oare? Da, nu cred că ar fi foarte rău aici. Bun, și mă gândeam la ceva de genul ăsta. Să spargem așa. Salut. Ce faci? Nu vorbești cu mine? Nu vorbești cu mine? A, mi-a întors spate. Sursă infinită de apă. Așa, punem aici. Parcă puteai să pui și să rămână apa, nu mai știu exact. Da, poți. Și acum să facem crop farm-ul. Și o să trebuiască o grămadă lemn pentru chestia asta, dar punem toți morcovei și mâncăm și noi unul ca să ne simțim bine. Asta va fi cușca lor. Așa. Ce-am făcut? Doamne ferește. Nu pot să cred așa ceva. Nu vă doresc să fiți la fel de proști ca mine. Voiam să fac paturi. Dacă vă întrebați ce voiam să fac, voiam să fac paturi. Nu! Băi, nu să... Ești imposibil. Mă, chiliosule! O chilioasă, ce-ai fi tu? Hai, du-te acolo. Așa, i-am prins. Stai așa. Băi, ești dobitoc? Și va trebui să mut composterele, pentru că idioții ăștia le sparg. O să pun aici, nu lângă pat, nici lângă pat. Uite, aici le pun. Și acum, faceți copii. Uite, două oițe aici, poate mai facem paturi. Așa, eu am venit să mai aduc niște paturi. Așa. A, uite-l, mamă ce urât ești. What the f... Ia uite ce sare în pat, băi. Și ca să vedeți și voi ce haldă copil când îi arunc ăsta mâncarea, vine el. Uite și tu, băi fomilă. Ia uite-l. Da, să fure, repede. Și am pus astea că se băga pe aici, pe după pat, după ce sărea pe pat, că ata știe să facă ăsta. Ia uite-l. Și se sufoca acolo. Păi vouă, vi se pare normal așa ceva? Urâtule. Dar trebuie să mă ocup de construcția ca să putem să luăm mending, dar încă nu știu ce să fac. Așa că dați-mi 5 minute să mă hotărăsc și revin imediat. 5 minutes later. Așa, și acum după ce mi-am luat toate materialele necesare pentru această construcție, e timpul să-i dăm drumul la treabă. Deci în principiu eu vreau să fac doar un Fletcher farm și un mending farm. Și o să vină cam așa. Deci în principiu o să facem 5 căsuțe din astea, unde o să stea villagerii. Și astea nu-mi plac deloc, așa că o să le scoatem de aici. Perfect. Astea-s două, asta-i a treia. Și bineînțeles că cu strip loguri, pentru că mie nu-mi plac logurile normale. Ha, m-am răzgândit, nu așa. Pentru că vreau ca intrarea să fie pe aici, nu pe aici sau pe aici. Ok, o să facem încă o dată același proces. Ok, sunt 5 în momentul de față. Bun. Și acum, încă o dată același proces. Și aici va veni lectern, nu? Sau ce va veni lectern sau fletching, nu contează. Aici o să vină piece design-ul. E, uite, așa merge. Cam atâta momentan, hai să facem rost de pistoane. Ia să vedem aici ce se mai întâmplă. Sunt câți? 3 villager mari și 2 bebeluși? 3 bebeluși? Și acum pentru partea de redstone ne băgăm sub chestia asta, frumos așa. Și sub fiecare din ăsta, ok, aici nu o să decorăm nimic pentru că n-are niciun sens. Sub fiecare din ăsta trebuie să punem cât un redstone și lever-ul ar trebui să vină aici, cam așa ceva. Da, aparent trebuie un bloc full sub lever-e, așa că hai să modificăm și chestia asta, că nu e ok. Altfel nu funcționează, deci trebuie cât un bloc full ca să poată redstone-ul să ajungă aparent la... De fapt o să fac asta full, așa, ca să nici nu se spawneze mobi prea mulți. Hai să vedem, ăsta merge, ăsta merge, ăsta merge, ăsta merge și ăsta merge, bun. În partea asta, la fel, punem cât un
lever. Acum, dacă este totul atât de perfect, trebuie să facem să n-arate a cocioabă. Așa că vom schimba totul pe aici cu lemn. Și momentan căsuțele pentru villager sunt cât de cât pregătite. Tot ce mai trebuie să punem aici o să fie doar villagerul, aici un lecternurile și restul văd că funcționează conform. Pe aici ar trebui să infecteze zombiul villagerul, deși ceva mi se pare că nu e ok. Și da, gata, știu ce trebuia să fie așa. Și cât un trapdoor ca să nu poată villagerii să fugă în momentul în care... Aoleu, o să sparg bookshelf-ul, ce se întâmplă? Pleacă de aici, pleacă de aici. Hai să vedem ce fac villagerii noștri. Ok, ăștia nu mai au loc în paduri. Mă bucur să văd asta. Și acum să vedem cum se fac lecternurile, că habar n-am. Ia să vedem. Bookshelf, wow. Wow, da, nașpa. Mai am un singur sugarcane? Măcar am piele. Deci tu vrei să-mi spui mie că eu n-am cărți? Uite bookshelf. Și o să punem villagerii să ne dea bookshelf-uri direct, că e mai simplu așa, de ce să mă complic? Ok, deci cam așa ar trebui să arate totul. Și avem primul villager capturat. Yay! Și acum că avem pe ăștia doi aici, putem să și testăm mecanismul. Nu mai sări, te rog. Ăsta sare? De ce? Nu! Hei! Băiatul! Da, e un job! Pentru tine! Da, și n-am să vă mai plictisesc, o să trec direct la acțiune. Hai pa! Golem! Așa, te pup. Deci am venit și eu să checuiesc un pic să văd dacă au luat ăștia joburi și nu o să vină să credeți. Deci ăsta îmi dă bookshelf și ăsta îmi dă mending. Și acum va trebui, ca să nu se reseteze fraierul, să facem fletching table și îmi trebuie două flinturi. Bam! Am făcut un fletching table. N-am o carte. Nu pot să cred că n-am o carte. Unde am pus fletching table-ul? Unde am pus lectern-ul ăla? Mai aveam un lectern. Unde e lectern-ul? Suntem pe speedrun aici. Așteaptă-mă! L-am blocat. GG. Nu pot să cred. Mamă, pentru ce m-am bucurat eu. Deci nu pot să cred că e village lângă village. Village lângă village, lângă village lângă village. Ei, dar nu te mai duce după mob. Știi că ești becher atunci când abia îți dă damage, Iron Golem-ul. L-am rupt. Salut? Vrei să fii câinele meu? Dă-mi 3 oase, mă. Băi, ești nesimțit. Bine ai venit acasă, Dogo. Acum e momentul să ne culc. Bun, și acum că am destul sugar cane, bucul se face așa. O să facem mai multe de data asta. Ăștia iar nu iau joburi. Ok, am să plec de aici, luați voi când vreți. Și acum că am reușit să-i mulțim pe micuții noștri chinezoi, este momentul să facem rost de mai mult mending, dacă și-ar lua și ăștia joburi. Și dacă stau aici și pognesc din degete, se va face noaptea, așa că... Hai că s-a lăsat seara și avem o problemă. No, leu, trebuie să-i omor și pe ăștia acum. Iată primul nostru candidat. Vino încoace, măi băiatule, că te aștept de foarte mult timp. Da, așa îmi place. Hai aici, așa, perfect, hai. Bun, și al doilea, vino încoace. Nu! Vino încoace. Așa, tu trebuie să rămâi aici, uite așa. Și în același timp îmi trebuiau name tag-uri. Cum se fac name tag-urile? Am 4, pe unul o să-l cheme Jerry. De ce bubui, mă? Și pe unul o să-l cheme Larry. Uite-l pe Jerry și este timpul să intrăm la Larry. Doamne, ce am... Nu! Stai să vedem dacă ăsta a fost infectat. Nu. De ce nu e ăsta infectat? Dar nu-l atac. Ok, nu, știi ceva? Nu. O să vă las așa. Iar eu am să mă duc să pun mending pe pickaxe și după netherite. Da, eu nu mai am anvil. Iron mai am 32 de bucăți. Aceste 32 de bucăți am să mi le bag în cu... M-am întors cu Iron. Ce-ai făcut, mă? Paco? Ai omorât pe Paco? Pe tine poți să se ridic, mă. Ok, da, rip Paco. Aici o să zacă Paco pentru tot restul vie.
Și acum că am făcut rost de iron suficient, deși aveam oricum, dar mai bine că mai avem și noi aici de rezervă, e momentul să facem un nou anvil. Anvil. Ender pearl-urile le punem și noi aici să le vedem, să știm unde sunt. Și mending-ul o să-l pun la oruri. Mă, tu ce faci aici? Hei! De ce nu infectez pe ăștia? Nu mai da în mine. Da, mă voi ocupa de asta puțin mai târziu, dar momentan am alte chestii de făcut. Mending pe pickaxe și hai nether. Yeah! Aha, uite la aici, l-am găsit, măi. Doamnelor și domnilor, în exclusivitate mi-am revăzut și eu spawner-ul. Mamă, da, trebuie să fac un tunel la un moment dat aici, că nu se poate. Mi-am adus aminte ușor, ușor, luând-o pe aici. Așa, bun, și acum va trebui să stăm puțin AFK-a. Uitați-vă câte blaze roduri avem aici. O să iau câteva ca să nu mai folosim căul și îi aud cum se spawnează. Veniți la mine, copiii mei. Hai să ne reparăm pickaxe-ul. Da, nu, o să aștept ceva timp și după o să revin. Bun, și acum că avem pickaxe-ul full, nu știu de ce am primit achievement încă o dată, dar mă rog. A, deci de-aia nu mi se spawnă. Băi, ești nesimțit. Și acum că avem pickaxe-ul full, trebuie să căutăm netherite. Și mi se pare că stratul cel mai bun pentru a găsi netherite era 15 sau ceva de genul. O să cobor așa că mi-e frică de lavă. It was at this moment that he knew. He fucked up. What the fuck? Au! Nu pot să cred că folosesc lava pe post de apă, gen. Hai că ne-au dropat și nouă în sfârșit 4 perle, dar mai îmi trebuie, vărule, mai dă-i acolo, haide! Ești nebun? Ce bulan! Nu se poate, bă, abia m-am spawnat aici deja un end city cu corabie cu tot? Quack.
Și acum că ne-am întors în Overworld, poate nu știți ce caut în copac. Ei bine, îmi trebuie carte de mending pentru Elytra, că nu o să o țin așa. Chit că nu funcționează atât de bine chestia aia cu zombie și nu știu ce, o să o fac eu la un moment dat. Dar haideți să facem rost de stick-uri ca să putem să ne luăm și noi mending pentru Elytra și eventual pentru celelalte iteme ca să putem să punem netherite pe ele. Pentru că, sincer, chiar n-aș vrea să le pierd. Și cred că astea ar trebui să ne ajungă, zic eu. Și acum haideți să îmbogățim fletcherii aia, sau mă rog, să ne îmbogățească ei pe noi. Hai să vedem, dați-mi tot ce aveți, băieți. Și mergem la villagerul nostru cu mending și o să ne dea una, o singură carte. Da. Două cărți de mending. Perfect. Hai să vedem. Va trebui să fac ceva design pe aici în episoadele următoare, că nu merge chiar așa, e cam urțel. Ne-am făcut și cu un Sharpness 4. Și mending-ul ăsta o să-l păstrăm pentru viitor, că cine știe, poate ne trebuie, adică sigur nu o să ne trebuiască, dar nu acum, nu e chiar atât de necesar momentan. Și ce va mai trebui să facem în acest episod este să căutăm și noi un bastion ca să putem să ne luăm upgrade-ul de netherite, pentru că nu pot să stau așa, efectiv vreau netherite în episodul ăsta, în ăsta, dogo, în ăsta. Și acum urma partea în care eu căutam sugarcane, așa că nu vă mai plictisesc cum le-am căutat, deja se apropie de sfârșit, așa că hai să dau direct la partea cu rachetele și cu netherul ca să vedeți ce s-a întâmplat. Și am venit aici să furăm și noi puțin gunpowder. Punem crafting table-ul jos. Așa, nu? Ia mai să zburăm și noi cu Elytra, că n-am zburat niciodată pe harta asta. Uhuu, ce bine e! Nu mai stau să mă duc cu barca, să mă întorc, să mă lovesc de stâncile astea. Ei, 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 stai că picăm. Și știu să și zbor cu ea, adică nu vă puneți cu mine. Bă, și am zis să sap și eu niște tunele, că dacă tot avem zona închisă în nether, poate dăm de ceva. Uite, quartz să ne încărcăm și noi Elytra. Ok, băi, 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 stai că pare promițător că avem ăsta și încoace ce e. Bă, da, chiar e promițător, sincer, ia să o iau eu pe aici, hai să vedem. Mamă, sper să nu se spargă Elytra asta, dar nu cred. O, World Forest, mamă, dar n-am găsit niciodată. Hot Tourist Destination, am dat un bastion? Ia să vedem. Da, da, am dat. Hai să-mi fac și eu intrarea pe aici, pe undeva. Bă, o să-mi trebuiască blocuri la îndemână, ați nebunit, ca să nu mi-o iau pe aici, știi ce zic, că nu prea-mi doresc. Hai să vedem, cum intrăm în bastionul ăsta? Băi, nu știu de ce am o vagă impresie că ar trebui să-mi țin totuși chestplate-ul pe mine. Da, nu s-a întâmplat asta. Mamă, nici nu știu pe unde să o iau. N-am explorat în viața mea un bastion. Oh, ăștia spăsus, doamne. Nu! 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 Lăsați-mă! Mă, nu-l aveam la îndemână, nu pot să cred. Păi, în cazul ăsta, las că facem așa, că... Ia stai. Uite-l pe fraier. Mamă, ce frică, bine, nu se poate. Păi dacă ți-e frică, de ce te duci? Animalule! Blocuri de gold? Nu pot să le iau, n-am... Mamă, n-am loc în inventar. Ok, gata, l-am luat. L-am luat pe ăsta. Așa, l-am luat și pe ăsta. Mamă, ce damage dă, nu se poate așa ceva, și am armura full. Aici nu știu ce e, un lava pit cu strider de ăștia. Aici chesturi ceva? Of, doamne, dacă deci nu știu pe unde să o iau. Deci vă jur că nu știu pe unde să o iau. Deci vă jur că e prima oară când intru într-un bastion din ăsta și parcă totuși aș vrea să-mi fac o cale de plecat, că bă, mă uit și mă apucă nebunia. Mi-am făcut atâtea căi de plecat și n-am plecat. Bă, cum să pierd seria în harul ăsta, mă? Bă, nu se poate, băi, băi. Mamă, nu știu cum să ajung, nu știu cum să ajung acolo. Magma cube, oh, doamne. Hai, vino spre mine, hai. Hai, pregătiți-vă, e gata. Nu, ma, aoleu, mama mea. Nu se poate. Mi-am băgat golden apple-ul, că... Bă, tu vrei să mă omori aici? Da. Nu! Deci după cum v-am spus de la bun început, nu o să fakeuiesc nimic cu această hartă. Nu o să stau să-mi dau creativ să-mi recuperez itemele, că aș putea să fac lucrul ăsta, dar n-are niciun sens. Și de fapt nu cred că poți, că e hardcore, nici nu știu. Dar nu o să fac lucrul ăsta. Ideea este în felul următor, cam atât am reușit noi să facem în această serie. Episodul ăsta am să-l pun oricum, pentru că mi-a ieșit foarte bine și chit că s-a întâmplat chestia asta, nu contează. Ideea este că o să revenim în forță cu sezonul 2 din seria de hardcore, doar că nu acum. Acum am în plan alte clipuri. Voiam să o continui la maxim. Îmi place la nebunie harta asta. Și din păcate cam asta a fost. Cam ăsta e sfârșitul seriei de hardcore, fix când reușeam să-mi pun și o netherite. Dar învățăm din greșeli. Nu uitați să dați un like. Sper că nu v-ați supărat pe mine că s-a întâmplat lucrul ăsta. Din contră, să fiți fericiți că nu am fost fake și nu v-am ascuns și n-am recuperat harta cum aș fi putut să fac. Cam asta a fost din păcate. Oricum, sezonul 2 vă garantez o să fie mult mai blan. O să mă ocup mult mai mult de harta următoare.
viitoare o să fim invincibili pe harta următoare, vă promit. Așa că până data viitoare vă mulțumesc că v-ați uitat la acest videoclip. Îmi pare rău la nebunie de cuțul ăsta care nici nu-l văd. De ce nu-l mai văd? Ok. Și cam asta a fost. Vă mulțumesc de vizionare. Vă pup. Ne vedem la următorul episod. Pa!